Directorul AJUFM Mirela Domnică a anunțat că în următoarea perioadă va începe procedura de luare în evidență a absolvenților cu studii medii care doresc să primească indemnizația de șomaj, indiferent dacă vor promova sau nu examenul de bacalaureat. Termenul limită este 29 iulie. În ceea ce privește absolvenții de studii medii, ne adresăm acestora cu precizarea că în acest an am organizat procedura de luare în evidență a Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă pentru absolvenții cu studii medii. Deci am organizat această procedură de înregistrare a lor ca persoane în căutarea unui loc de muncă, cu un termen fixat unitar pentru toți absolvenții, indiferent dacă aceștia se prezintă la examenul de bacalaureat, sesiunea din vară, eventual sesiunea din toamnă. Indiferent dacă aceștia vor să urmeze studii superioare, termenul limită până la care se pot înregistra la noi este de 29 iulie, respectiv acele 60 de zile vor curge pentru toți de la data absolvirii, dată care este stabilită prin Ordinul Ministrului Educației, la 30 mai. Am furnizat inspectoratului școlar, care urmează apoi să comunice tuturor secretariatelor școlilor care au absolvenți de clasa 12-a, modelul de adeverință cu care trebuie să se prezinte, repet, pentru a fi luat în evidență ca persoană în căutarea unui loc de muncă.